Consecutiv deschis corul. Da, este, am un sentiment foarte frumos și mă bucur că am marcat. Ești noua perlă la Craiovei? Nu știu, antrenorul să zic asta. 1-0, mulțumit? Da, ne bucurăm că am câștigat, în primul rând. Eu personal nu prea am făcut un joc foarte bun, dar ne bucurăm că ne-am calificat mai departe. Dar până la urmă ai dat singurul gol. Da, dar am mai avut o ratare foarte mare. Ce adversar îți dorești în etapa următoare? Nu știu, nu contează. Ai zonă cum ți s-a părut? Foarte prost, foarte prost, greu. Crezi că și colegul tău s-a accidentat datorită gazonului? Cosi. Da, cred că din cauza asta. Sper să fie bine. Ce v-ați zis Victor Pițurcă la final? Nu prea a vorbit cu noi așa, mâine o să avem antrenament și o să vorbim mai mult, o să vizualizăm și meciul și o să discutăm mai mult. Nu contează, v-am mai zis o dată. Ți-ai dorit Dinamo? Da, orice meci este foarte greu și trebuie să-l tratăm cu atare. Crezi că în campionat depinde acum mai multe minute, având în vedere că ai deja 2 goluri pentru Universitatea Craiova? Da, antrenorul trebuie să decidă asta, dar și eu îmi doresc foarte mult asta. Doresc să joci și în meciul cu Viitorul? Da, foarte mult. Mersi. Mersi.